Bună ziua, dragii mei! Astăzi v-am pregătit o altă rețetă sănătoasă, pilaf de orez cu pulpe de pui și pastă de roșii. Vă prezint ingredientele necesare. Prima dată voi arde puțin două pulpe ce le-am tăiat pe jumătate cu ajutorul unui arzător. Iar într-o cratiță, la foc tare, voi adăuga 500 de ml de apă, 50 de ml de ulei, sare. Cantitățile ingredientelor ce am să le folosesc în această rețetă le veți alege dumneavoastră. Și pulpele de pui. Le voi acoperi cu un capac și le voi lăsa să fiarbă la foc tare timp de 30 de minute. În acest timp voi lua spuma ori de câte ori se va forma și o voi arunca, iar pulpele de pui le voi întoarce și pe cealaltă parte. Au trecut 30 de minute, voi adăuga un ardei gras roșu mare. În cazul în care aveți ardei gras mic, veți adăuga 2 ardei grași. L-am tăiat în cubulețe potrivite. O ceapă mare, la fel, dacă aveți ceapă mai mică, veți adăuga 2 cepe. Am tăiat-o în cubulețe potrivite. O frunză mare de dafin, o lingură de frunze uscate de ceapă verde, o lingură de pătrunjel uscat, o lingură de mărar uscat, o lingură de busuioc uscat și o linguriță rasă de ghimbir. Ghimbirul este foarte sănătos, la fel și turmericul. Nu voi adăuga turmeric, deoarece doresc ca acest pilaf de orez să aibă o culoare roșie. Voi amesteca puțin. Îmi doresc să fie o mâncare sănătoasă, aptă și pentru persoanele ce au diabet sau orice tip de gastrită. Eu nu voi căli zarzavatul. Dumneavoastră puteți să-l căliți fără nicio problemă. Voi adăuga 100 de ml de apă, le voi acoperi cu un capac și le voi lăsa să fiarbă la foc mediu timp de 15 minute. În acest timp voi amesteca din când în când în zarzavat. Au trecut 15 minute, trebuie să țineți cont că în timp ce se va găti orezul, se va mai găti și zarzavatul. În descriere, sub videoclip, am să vă prezint mai multe rețete de pilaf sau de mâncare cu orez. La fel, rețete de post sau rețete cu carne. Voi scoate frunza de dafin și este momentul să adăugăm orez. Eu am spălat foarte bine orezul în mai multe ape până ce apa a devenit incoloră. Apoi am lăsat ca orezul să se scurgă foarte bine de acea apă. Dacă veți adăuga orezul într-o cană, cu aceeași cană veți adăuga și apa. Pentru o măsură de orez, la un orez al dente, veți adăuga 2 măsuri de apă. Dacă doriți un orez lichid, veți adăuga pentru o măsură de orez 2 măsuri și jumătate de apă sau chiar 3 măsuri de apă, adică 3 căni de apă. Eu am adăugat 2 măsuri de orez, 2 căni de orez și cu aceeași cană, pentru o măsură de orez, voi adăuga 2 măsuri și jumătate de apă. Două măsuri și jumătate pentru o cană de orez. Voi adăuga încă 2 măsuri și jumătate, deoarece am adăugat 2 căni de orez. Voi amesteca ușor, voi da focul tare până în momentul în care vedem că apa a început să fiarbă. Eu folosesc acest tip de orez. Voi gusta pentru a vedea dacă am obținut gustul cel doresc. Pentru gustul meu acest pilaf este perfect. Dumneavoastră gustați tot timpul mâncarea, deoarece gusturile sunt diferite. După cum vedeți, a început să fiarbă. Voi amesteca foarte bine în orez, îl voi acoperi cu un capac și fără să amestec în acest orez, deoarece nu doresc să se zobească bobul de orez, îl voi lăsa să fiarbă la foc mic timp de 10 minute. După acest timp, voi continua cu rețeta. Au trecut aceste minute, eu nu am amestecat în orez absolut deloc, voi amesteca foarte bine. După cum vedeți, orezul și-a păstrat forma fără să se zobească. Cum doresc să fac un pilaf de orez roșu, voi adăuga 150 de grame de pastă de roșii, voi amesteca foarte bine. Orezul este foarte bine gătit, de aceea am adăugat pasta de bulion.
Pentru mine este suficient de roșu. Dacă doriți să fie mult mai roșu, veți adăuga mai multă pastă de bulion. Așa cum v-am spus la începutul rețetei, cantitățile ingredientelor ce le-am folosit în această rețetă le veți alege dumneavoastră. Eu am obținut consistența ce o doresc. Îl voi lăsa să fiarbă la foc minim timp de 2 minute. După aceste 2 minute voi stinge focul și voi lua capacul pentru a nu se umfla foarte mult acest orez. Voi presăra puțin pătrunjel și o vom putea servi. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit să încercați și voi această rețetă.